Bună seara, sunt Natalia Cheftene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Și moarte a avut el la Boiana. Ce suferință o tras el. Într-o seară de vară, Ion Morar, de 41 de ani, alături de fiul său și câțiva prieteni, au plecat pe noapte să pescuiască la iazul din sat. În următoarea dimineață, soția bărbatului a aflat o veste cumplită. Ion a fost găsit fără suflare și însângerat în apropierea lacului din Rădeni. Ce-a fost acolo? Numai el știe și cu Domnul de sus. Ne-a luat stâlp căsă. Ne-a luat sprijină. Eu n-am cu cine crește 3 copii. Acum, Nina Morare încearcă să afle adevărul despre moartea lui Ion, la fel ca și ceilalți apropiați ai bărbatului, care au propria versiune a celor întâmplate. Ei cred că paznicii de la Iaz puteau să-l atace pe Ion, care ar fi încercat să-și apere fiul de 13 ani. Și ei au luat ostatic copilul și îl țineau. Și el, adică, a sărit la bătaie, but eu, noi nu știm. E strașnic. El a vrut să-și salveze copilul. El a fost de cineva ajutat. Nu l-a păgânitele. De cealaltă parte, paznicii Iazului își neagă vina pentru moartea lui Ion. S-a apăsat pe trăgaș. Cine a apăsat? Fratele zice că el nu a apăsat pe trăgaș. Ce s-ar fi întâmplat în acea dimineață tragică pe malul Iazului din Rădeni? Și ce detalii ascunde această moarte? Copilul ne-a salvat viața. Mulțumit la copil, noi suntem vii. Cum a decedat Ion Morari? Și ce se întâmplă cu băiatul care ar fi văzut moartea tatălui său? La ce etapă se află ancheta? Cum răspund la acuzațiile rudelor victimei paznicii învinuiți de omor? Vor găsi ei oare curajul de a se întâlni față în față cu apropiații pescarului decedat? Vedeți în această ediție. Nina Morar din satul Rădeni, raionul Călăraș, a rămas văduvă cu 3 copii minori. Soțul ei ar fi plecat la pescuit, de unde nu s-a mai întors. Dimineața, când bărbatul ar fi trebuit să revină acasă, poliția a găsit corpul său neînsuflețit și însângerat. El zicea în apropierea Iazului din Rădeni. Nina Morar a venit astăzi la noi în platou cu speranța de a clarifica ce s-a întâmplat în noaptea în care soțul ei a decedat. Încurajăm! Bună seara și condoleanțele noastre în primul rând. Bună seara. Eu vă rog frumos să ne spuneți, cine a mai mers cu Ion la pescuit în acea seară? A insistat ficiorul mai mare. A insistat că el, ca în tot anul mergeam, dar mergeam familie, când era mai cald. Și pe urmă s-a dus finul, un văr și niște prieteni. Deci toți oameni foarte apropiați. Da, cunoscuți, nu. Ați vorbit cu cineva dintre aceștia? Ce v-au povestit ei despre cele întâmplate? Băiatul numai ne-a povestit cum a văzut, dar finul mi-a povestit și el, dar eu cu emoții și n-am tulburi, nu prea, n-am luat în serios toate. Este Iana, că la mine a fost un șoc foarte mare și încă și este. Nu știu dacă e depășit așa situație. Deci dumneavoastră spuneți că soțiorul vostru de 13 ani da. A văzut cum a murit tatăl lui? El din spaimă, el nu a văzut și s-a întâmplat. Dar când l-a văzut jos, băiatul mi-a spus că unul din paznici încă s-a suit deasupra lui, a avut băiat curaj și i-a spus, dați-i pace. Vedeți că deja nu mai răsuflă. Și încă mi-a spus că avea și pumnal, cum, nici nu știu cum să-i mai spun, un fier pus pe mână. Cum a fost, nu pot să descriu eu. Eu nu pot să descriu.
Dar unde erau ceilalți patru bărbați care au plecat cu Ion la pescuit? Nu acel pot moment? Spun. Nu pot spun că nu știu unde au fost ei. Nu i-ați întrebat sau nu au vrut ei să vă spun? Eu numai pe Fionul l-am întrebat. Că dar pe ceilalți erau prietenii lui Ion, nu? Pe ceilalți nu i-am văzut, cum nu i-am văzut nici în ziua de azi. Nu i-ați văzut? Nu. Nu m-au fost la... În ziua când la mormântare, la, să și-a rămas bun. Au fost? Au fost, da. Și atunci nu ați... N-am avut îndrăznire. Nu a fost momentul. Nu a fost momentul și am așteptat să vii să spui câte ceva și nu a venit. Numai și nu, că e ca băiat mai mare. Dar verișorul? Nu a venit. Haideți să vedem cine ați povestit despre Ion și despre seara în care el a pornit la pescuit. Atenție la ecran. În cea de-a treia zi după tragedie, sătenii l-au petrecut pe Ion Morar pe ultimul său drum. Prietenii, rudele și vecinii spun că nu știu nimic despre moartea bărbatului. Dumnezeu să dea sănătate la așa care a făcut treaba asta. Nu știm nică. Gospodari, are trei copilași, aracu. M-a luat pe gânidele. Cei care l-au cunoscut pe Ion povestesc că acesta era un adevărat gospodar, avea podgorii și era un bun meșter în construcții. Localnicii spun că bărbatul le venea în ajutor ori de câte ori apelau la el. Cel mai bun om din sat, care avea nevoie la pamă, la șeie, la toate lucrările. Un foarte bun, pitez de ajutor, un gospodar care cade în sat după el. Bărbatul a lăsat în urma sa trei copii. Cel mai mic dintre ei are 4 anișori, iar cel mai mare a împlinit 13, anume băiatul mai mare a mers în acea noapte cu tatăl său la pescuit. Copilul a luat-o static și el în apărarea copilului a sărit. Și au putut măcar să-l bată, măcar nu știu, dar nu să-l împuște. E strașnic. I-au fost 7 la pescuit, s-au pornit și toți au fugit de frică. Abia copilul acum a învărsat o lacrimă, adică el se ține tot în el. Rămasă de una singură, soția bărbatului mărturisește că nu-și poate imagina viața de mai departe. Femeia spune că nu-i poate ierta pe cei care i-ar fi ucis soțul. Și moarte a avut el la Moiana. Ce suferință o tras el. Și puterea am eu să crească și trei copii. Și că ai stat mic, e de 4 ani și jumătate. Nina și Ion s-au căsătorit acum 14 ani. Tot ce au reușit să agonisească în căsnicie s-a datorat soțului, spune femeia. De aceea acum ea nu știe cum va reuși să-i crească pe cei 3 copii de una singură. Ne-au luat stâlp căsă. Ne-au luat sprijinul. Eu n-am cine crește 3 copii. Cel mai mult Nina este îngrijorată de starea băiatului ei mai mare, care ar fi fost martor la moartea tatălui său. Mă tem pe viitor. Mă tem pe viitor să n-au distrumpidat. Să nu mai am alt chin. Nina povestește că în acea seară, dinaintea tragediei, Ion ar fi plecat ca de fiecare dată la pescuit. Ca de obicei, el se duce pe sară. Bă, este el și-o luat, nu el și-o luat. Băietul a insistat că, da, tata, merg și eu. Noi ne ducem vara, ne ducem familia, că ne luam și mă tras pe noapte. Avea 250 de lei. Că el zice că dacă mai asta îți trebuiască de plătit, eu plătesc. Mai da și prins peștele și el. Te-ai să vorbești, mai omule, tu ai prins peștele și el. Dă să ne lămurim. Dă că ți-l plătesc. Ți-l plătesc. De numai și eu fost acolo. Numai el știe și cu Domnul Iisus. Nina, vă rog să ne spuneți cum ați aflat despre cele întâmplate. Cine a venit să vă anunțe? După ce le-a întâmplat luni dimineață, a venit domnul Oleg Căsian, primarul satului. A venit și m-a luat... El v-a dat vestea? Da, el mi-a dat vestea și dumneavoastră lui mi-a spus că soțul e la Ichel, nu știm încă ce s-a întâmplat. Eu... Așa, prin frică, eu îmi place să știu adevărul deodată, nu să mă iei pe departe. Și spuneți-mi adevărul și ei. Da, soțul zace în Ichel. Eu am intrat, m-am dus de lângă dumnealui, m-a dus la receptorul fixul de casă și încep a suna băieți. Nu răspuns nici unul, zic, dar deci caut cineva și l-al caut pe dâns. Când l-am sunat pe soțul, mi-a răspuns
un polițist care era acolo. Și zic, ce s-a întâmplat acolo? Și dumnealui s-a prezentat, dar eu nici în ziua de azi nu știu cine. Și nu l-am memorizat. Și zic, spuneți-mi, vă rog, adevărul. A de ce a dat? Dumnealui mi-a spus că a de ce a dat, am scăpat telefonul, am căzut jos, fata s-a speriat, mamă, și s-a întâmplat. Deci mamă, mă vâresc, părieti, mamă, și gumata. Nina, spuneți-mi, vă rog, cineva, polițistul, primarul sau cineva, v-a explicat până la urmă ce s-a întâmplat acolo? V-a povestit? Nu. Poliția ce vă spune? Dacă vă spune cineva ceva, vă dă detalii, poate să mai aflat ceva nou. Nu ne-a dat nimic. Nimic? Nu știu nimic. Până ziua de azi nu știu nimic ce s-a întâmplat. Colegii mei au mers la inspectoratul de poliție Călăraș în cea de-a patra zi de după incident. Iată ce ne-au declarat acolo despre moartea lui Ion Morar. La data de 21 iunie 2021, patru persoane de gen masculin cu vârsta cuprinsă de la 30 la 41 de ani, inclusiv și o persoană minoră, au mers la pescuit ilicit. Aceste patru persoane aveau două arme ilegale, inclusiv și pasnicii aveau și ei asupra lor o armă ilegală de vânătoare, adică cuțea valisă. Fiind surprinși de către pasnici, între ei s-a iscat un conflict. În urma altercațiilor între aceștia s-au produs mai multe focuri de armă. Unul dintre paznici a fost reținut în izolatorul de detenție provizorie pentru și este bănuit în săvârșirea infracțiunii săvârșite de articolul 145, omorul, și riscă de la 10 la 15 ani. O altă persoană a fost reținută în baza articolului 186, furtul, adică furtul de pește. Unul dintre pescari astăzi a fost reținut în baza articolului 186, alineatul 2, furtul de pește, inclusiv și în baza articolului 155, amenințarea cu omor. Pentru amenințarea cu omor riscă de la 1 la 3 ani și pentru furt riscă amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare până la 3 ani. Așa, la fața locului au fost ridicate 3 arme cu țeavă lisă și au fost ridicate pentru a fi supuse expertizelor. Au fost ridicate mai multe tuburi, inclusiv și plasele pescuitorilor. Nina, apare întrebarea. Ion avea armă? Eu am auzit că avea, dar acasă n-am văzut. Dar ați auzit că are? Și atunci, de ce ar fi plecat cu arma la pescuit? Nu știu. Ați văzut-o în mâinile lui? Nu. Când a ieșit? Nu. A zis că și-a pregătit nuielele, adică undițele, da? Tot da. Ce era necesar pentru de pescuit? De plasă, eu nu știu de plasă. Eu n-am văzut plasă acasă. N-am văzut plasă. Dar Ion, nu știu, el era pescar. Ați zis că ați plecat cu familia deseori la pescuit. Da. Dar vânător era? Nu. Cu ce scop ar deține o armă? El a fost o slujit la armată și el a iubit. A este Iana, dar acasă liței nu le-am văzut. Da. Nu pot să nu vă întreb, Nina, conform primelor informații care au apărut imediat după ce s-a aflat de ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră, era vorba despre faptul că el s-ar fi împușcat, Ion. Nu dumneavoastră ce spuneți despre asta? El n-avea curajul de asta, Iana. El sferie de sfadă, de bătăi, de ea este Iana. El avea... Putea să se împuște el? Nu. Deci versiunea unui suicid dumneavoastră nu o susțineți? Nu. Pentru nu că ar el... fi avut motive? Nu. Noi foarte bine am comunicat, foarte bine ne-am susținut. N-am avut motive de așa ceva. N-ar fi avut. Să aibă conflicte noi n-am avut. Dar spuneți-mi, vă rog, pe cei care păzesc acest iaz din satul vostru, dumneavoastră îi cunoașteți? Nu. Nici pe unul din cei doi frați? Nu. Niciodată nu ați auzit ceva despre ei, nu puteți să spuneți nimic? Nici n-am auzit și nici nu i-am văzut vreodată. În această seară îl vom auzi pe unul dintre cei patru bărbați care au mers împreună cu Ion Morar la pescuit. Este chiar finul decedatului. Și el, la fel ca și Ion, avea o armă.
Echipa Vorbește Moldova a reușit să discute și cu cei doi paznici pe care rudele lui Ion Morari îi învinuiesc de omorul acestuia. Ce spun ei despre cele întâmplate în noaptea de 21 iunie, veți afla în curând. În primele impresii sunt istovitoare într-un fel, din punct de vedere psihologic, să privești să ai în platou o doamnă tânără care are o povară de dus toată viața, povara durerii și acelor trei copii care sunt mici. Să vă dea, Doamne Dumnezeu, putere să-i creșteți. Și îmi vine foarte greu să-i pun careva întrebări, dar până la urmă aș vrea să întreb dumneavoastră, spuneați că a luat bani cu dânsul, dumneavoastră obișnuiați acolo să mergeți să pescuiți și să plătiți pentru pește sau este un iaz privat acolo? Nu pot să spun, mai este, e că el tot timpul avea bani, dar după cum am auzit că se plătea pentru nuiau, se plătea 100 de lei. Și el cum și-o lua băiatul, și-o luat una de 200 și una de 50, era în telefon. Iazul e privat acolo, da? După cum am înțeles că da. Nu cunoașteți cine este proprietarul acestui iaz? Proprietarul am înțeles că era de sat, cum fost primar, că el e decedat. Dar a cui devine acum, la momentul de față, nu știu. Și până la urmă, cei doi care au fost, n-au încercat să vorbească cu dumneavoastră de la data de 21 iunie, mormântarea a fost 24, acolo la 3 zile. Până în prezent nu a venit niciunul să vorbească cu dumneavoastră? Nu. În afară de finutoile, nu a venit nimeni. Nu cunoașteți detalii cine a încercat să intre primul în acest conflict? Nu. De unde au pornit? Nimic, nimic. Absolut nimic. Ceea ce este suspicios, aș putea spune, este că în ziua în care, cel puțin a doua zi, dacă mi-amintesc eu bine, noi am dat știrea în baza unui comunicat de presă emis de Inspectoratul de Poliție Călăraș, care se spunea că un bărbat s-a împușcat accidental la o partidă de pescuit. Este un detaliu foarte important. Acum, câteva clipe, auzim purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Călăraș, care deja vine cu niște precizări din punctul meu de vedere, foarte importante. S-au tras mai multe focuri de armă. Mi este interesant, polițiștii le-a luat nu știu câte zile ca să stabilească că s-au tras mai multe focuri de armă. Deci s-a împușcat accidental. E un detaliu foarte important, pentru că poți să te împuști accidental mergând cu arma subțioar. E altceva când te împuști accidental în timpul unui schimb de focuri, pentru că dacă s-au tras mai multe focuri, bănuim că s-ar fi putut să fie un schimb de focuri, atât timp cât se spune s-au că erau mai mulți. S-au găsit mai multe tuburi de cartușe, a zis chiar ofițerul de presă. Erau trase dintr-o armă sau din mai multe arme, că aici deja este expertiza balistică, probabil domnul Dron știe mai bine cum funcționează lucrurile astea. Pe mine mă interesează altceva, de ce poliția vine cu asemenea precizări importante, care de fapt schimbă totalmente mersul neștirii. Eu mă simt în situația unui jurnalist care s-ar fi putut să dezinformeze oamenii despre un caz tragic în acel moment. Sunt niște semne de întrebare și ridică mari suspiciuni ceea ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere strict jurnalistic, condoleanțe, doamnă, apropo. De aia și-am întrebat, poate doamna cunoaște careva detalii de la cei care au fost acolo, fiindcă moartea unui om poate să survină și în urma unei încăierări, dintr-o, să-i spunem, o imprudență sau o neglijență să apese pe tregaci. Cel care deține armă, celălalt care se află alături de dânsul. Sunt detalii care, cu părere de rău, cred că deocamdată nici poliția nu poate să ne le furnizeze, luând în considerare că există acest secret al urmăririi penale. Până la urmă vreau să spun un singur lucru. Este un caz foarte complicat din experiența pe care o am și contează cele mai mici detalii, fiindcă de a face o distinție între suicid, într-un omor din imprudență, sau a fost acolo o autoapărare... Sau o moarte accidentală. Da, e diferență mare între autoapărare, e diferență mare între un omor calificat, e o diferență mare într-o omor din imprudență, din punct de vedere a dreptului penal vorbind. Prin urmare, detaliile foarte mult contează. Prin urmare, să fiți atenți pe felul, aș spune, doamne, să urmăriți atent cum merge urmărirea penală și ar fi necesar să angajați un avocat, fiindcă cazul dumneavoastră este foarte complicat, se pare, din cele ce auzim noi astăzi. Здесь, знаете как, когда начинает оружие стрелять, даже самые смелые, вроде бы, да, которые, ну,
в драке, допустим, смелые, начинают теряться. То есть мы сейчас не говорим о зоне боевых действий, где специально обученные люди. Поэтому я считаю, если люди, так скажем, не прошли горячие точки, или там не бывшие военные, или не участвовали в каких-то боевых действиях, то они, это нормально, что они испугались и убежали. Допустим, как вариант. Это ненормально, что во время того, как человек идет ловить рыбу, в него стреляют. Сам он застрелился, не сам. Это еще экспертиза должна разобраться. Я как бы изначально сочувствую вдове. Это большая, конечно, потеря для семьи. Но здесь, как коллеги правильно сказали, здесь нужно разбираться, здесь нужно мельчайшие детали и на них обращать внимание. Потому что без этого мы полную картину не составим. А то, что было много людей и была какая-то возможная перестрелка, потому что, как сказали, возможно, было много выстрелов. Это все мне напоминает какую-то не страну, где действуют законы 21 века, а какой-то Пакистан в пустыне, где за еду люди убивают друг друга. Trei urme închegate de sânge de glonț și o adâncitură mai mare, adică o urmă gravă în partea abdominului. Și la gură are un glonț la gură. Contează, au fost 5 cartușe sau 8 cartușe, fiindcă un martor poate să spună că noi am tras 3 focuri, cineva poate spune că el au tras 4 focuri. Acolo a fost adevărat război. Adevărat război. Ei se întoarce, dar eu nu sunt mai întoarce. Când l-am sunat pe soțul, mi-a răspuns un polițist care era acolo. Nelul mi-a spus că de ce a dat, am scăpat telefonul, am căzut jos, fata s-a speriat. Băiatul mi-a spus că unul din paznici încă s-a suit deasupra lui, a avut băiat curaj și i-a spus, dați-i pace. Sunt niște semne de întrebare și ridică mari suspiciuni ceea ce s-a întâmplat. Ion avea armă? Eu am auzit că avea, dar acasă n-am văzut. Este un caz foarte complicat din experiența pe care o am și contează cele mai mici detalii. Это ненормально, что во время того, как человек идет ловить рыбу, в него стреляют. În această seară vorbim despre incidentul tragic care s-a întâmplat la Iazul din Rădeni, Călăraș. Ion Morari, împreună cu fiul său de 13 ani și alți 4 bărbați, ar fi plecat pe noapte la pescuit. A doua zi dimineață, corpul neînsuflețit al lui Ion a fost descoperit pe malul lacului. Ulterior, poliția a reținut pe unul dintre paznicii Iazului, dar și pe unul dintre pescari. Totuși, apropiații bărbatului decedat sunt nemulțumiți de mersul anchetei. De ce sunt îngrijorați și pe cine cred vinovat de moartea lui Ion, aflăm de la fratele și cumnatul acestuia. Valeriu Petru, vă așteptăm în platou. Eu știu că ambii, și nu doar voi, sunteți nemulțumiți totuși de mersul anchetei. Și vă rog să ne spuneți aici de ce, care ar fi motivele. Ce vă deranjează? Mă deranjează că nu puteți să zic că el s-a împușcat singur el. Asta se ipoteze obrazul lui fratele meu, dar asta nu e imposibil. Și... Uf, doamne, ia asta acum. Cum am zis că s-a împușcat pe malul Iazului, care el a împușcat că departe de la Iaz și care sunt drepturile la un paznic ca să ducă și niște unde ca să poată, de exemplu, să ridici copilul din căruță, cum se spune, chiar și să iei arma, să o iei. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Valeriu, am întrebat-o mai devreme pe Nina. Dacă ea știa că Ion deținea o armă. Asta nici eu nu știu. Nici dumneavoastră n-ați știut? De unde, dacă eu am venit, de 10 ani n-am fost în Moldova, eu sunt Portugalia, nu sunt aici. Domnule Petru, dumneavoastră? Nu, eu la curent. Nici dumneavoastră n-ați știut.
Pentru că asta este o mare uimire. Un om care se duce la pescuit își ia o undiță, două, trei, patru, dar logic, nici de cum o pușcă. Și, așa și este și mai mare semnul de întrebare de ce nimeni din familie nu știa că Ion deține o armă. Și așa cum am aflat de la poliție, o deținea ilegal și era o armă artizanală. Vouă, nu vi s-a părut suspect când s-a aflat despre asta, când s-a anunțat? Cu așa ceva, când am auzit, eu nu pot să-mi par nic. Nu zic că nu-ți pare, îți pare suspect. Eu înțeleg. Eu alte întrebări am așa și-o făcut, s-o făcut. Nu întoși pe fratele înapoi. Problema, eu vreau să știu cum am întrebat la poliție, care e limita de la linia apii până... Care e limita de la linia apii și până unde are dreptul paznicul? Din câte am văzut în imagine, iazul este chiar îngrădit. Are un gard. Nu e îngrădit gardul. Nu este îngrădit. Cunosc mai puține și pot să le spun de unde... Vreau să-mi spuneți dacă cunoaște, dacă iazul este unul privat și dacă despre asta știa toată lumea din sat. Dacă da, să mergi acolo, poți să pescuiești liber, fără niciun fel de probleme sau totuși trebuia să anunți pe cineva, să ceri cuiva voie? Da, trebuie anunțat paznicul, să permitea cu bani cash. Acolo, cu bani? Cu bani, da, la pescuit. Deci oricum trebuia să ceri cuiva permisiunea, da, și să plătești, da, cuiva ca să pescuiești acolo. Așa e. Știați că el este și păzit, da, iazul? Da. Dacă și dumneavoastră știați, înseamnă că Ion și atâta. Posibil. El fiind un pescar înrăit, da? Trebuie să știe. Haideți să vedem ce spune o altă rudă de-a voastră despre versiunile posibile. Atenție la ecran. El nu putea să facă întrebarea asta, să sinucidă el singur pe dâns. Eu, ca veteran de război din Afganistan, am văzut mult armament în fața mea. Versia mea nu poate și să nu ucidă el singur pe el. Țava la o pușcă de vânătoare are 1,20 m. Dar mâna omului are 80 cm. El nu poate să ajungă cu mâna la trăgaș ca să sinucidă el singur pe dânsul. El a fost de cineva ajutat. Eu cred că versiunea asta cu suicidul pornește de la faptul că deocamdată nici poliția n-a fost destul de explicită și când spun că s-a împușcat singur, au probabil se are în vedere că a fost o încăierare și urmarea acestei încăierări s-a produs o împușcătură din vina celui care a decedat. De aici probabil pornește această versiune că s-a sinucis. Nu, clar lucru că nu este vorba de o sinucidere. Acolo a fost o focul Domnule de armă. Petru, dumneavoastră ați văzut, din câte am înțeles, l-ați văzut pe Ion după tot ce s-a produs. Ce fel de răni avea el și, da, în ce regiune, dacă puteți să ne povestiți? Eu m-am dus la fața locului pentru că să îl ridic din greu. Corpul era dezvelit, posibil a fost fotografiat sau filmat de poliție și am văzut pe corp trei urme închegate de sânge de glonț și o adâncitură mai mare, adică o urmă gravă în partea abdomenului. Rana asta gravă, posibil că asta a fost și așa mortală. În regiunea abdomenului. Da. Celelalte trei mai mici. Și la gură are un glonț la gură. Deși zici că... E ca și nu pot înțelege. În bărbie. Chiar și o urmă de la morgă scrie că a fost rănit în coapsă, dar la gură nu zici nici că are o gaură la gură de glonț. Valeriu Petru, eu vreau să vă întreb. Îi cunoașteți pe cei doi paznici al iazului? Care zic că ușesc în pușcărie, ea că așa aud eu prin sat și zice lumea. Nu, n-am fost în sat. Eu nu știu. Nu îi cunosc, n-am auzit, nu m-am întâlnit. Deci n-au o faimă să zici din că vorbește satul despre ei, de bine, de rău. Spun minciuni, de exemplu. Nici de bine, nici de rău. La câteva ore după decesul lui Ion Morari, polițiștii l-au reținut pe unul dintre paznicii iazului. Colegii mei au discutat cu soția acestuia. Să o auzim.
Oxana povestește că și-a cunoscut viitorul soț în 2014 la Moscova. Ambii lucrau în construcții. Da, m-a luat cu un copil cu dizabilități. A început să-i zic, tată, e tare retrăiești pentru dânsul, că era susținerea ei, e să mândrie cu dânsul în sat. La moment, cei doi cresc trei minori. Mezinul are doar 4 ani. Femeia spune că acum nu știe ce să le spună copiilor despre tatăl lor. I-am spus la Ismânitel că tata i-a stricat telefonul și a să vii de grab acasă și a să-i dădem telefonul lui. Femeia nu poate să creadă că soțul ei ar fi implicat în săvârșirea unui omor. Eu nu cred așa ceva. El nu s-a certat absolut cu nimic în sat, nu a avut conflicte cu nimic. Oxana presupune că Ion al ei ar fi fost în pericol în acea noapte. Da, eu sunt convins că el nu-i vinovat. El poate s-a apărat cum a putut, poate el era să fie în locul la omul decedat, asta eu cred. Eu nu-i vinovat, nici eu, nici copiii, îmi cer scuze de la femeie decedatului, de la copii, toți copiii sunt egali. Dacă mă crede cineva, da, mi-e tare greu. Mi-a fost tare greu în viața asta, dar nu m-am gândit ca să mă-i trag și așa ceva. Nu știu ce să fac. Prima dată o văd. Aici se întoarce, dar eu nu sunt mai întoarș. Eu am vrut, mi-am rugat, cum l-am rugat pe polițist, am vrut să văd, să știu ora cum l-a găsit, cu fața în jos sau cu fața în sus. Nici nu ni se trebuie și am răspuns la întrebare. Fiindcă eu la Portugalia am aflat la fără 10, fără 5 minute, 7, eu ies din casă la lucru. La Moldova, fără 10, fără 5 minute, 5. Eu la fără, fără 5 minute, 5, eu de-am ne-am sunat și mi-am spus că fratele meu e mort. Dar eu i-a ieșit persoană de pe loc, eu până la jumătate la 8 am aflat. M-a sunat și mi-a spus fratele tău, dar nu mi-a spus, mi-a spus soție, că eu n-am putut să vorbesc. Valeriu, de la ce a venit poliția în general la fața locului? Asta am vrut să întreb, că nu știu nimic. Nu cunoști, deci știi. Dar nu vrei să ne spui polițistul că așez la vorbă, că s-l-a rugat frumos, ai om, spune-i la ce oră ai fost tu. Dar dumneavoastră la ce oră ați ajuns, domnule Petru? La jumate la 11. La jumătate la 11. Și era deja toată lumea acolo. Da. Dar și corpul era spus... acolo, da? Dar da. Ce s-a spus despre ora decesului? Dar nu știm, că nu dă nimeni nici nu ne dă niciun răspuns. Dar ați întrebat de cineva? Am întrebat pe polițist, l-am întrebat. Și ce v-au zis? Nimic. Dar cum îi explică? Adică nu vă spunem pentru că sau nu vă spunem că nu vă spunem? Că nu au dreptul, că nu spate. Nu au dreptul pentru că... Eu nu știu. Întrebarea este relevantă din punctul meu de vedere, fiindcă contează foarte mult momentul comiterii infracțiunii și ora la care a venit poliția pentru a cerceta la fața locului, fiindcă în această perioadă pot să dispară de acolo urmele infracțiunii, dacă a fost comisă o infracțiune. Conservarea probelor la faza inițială este cel mai important lucru. Iar în astfel de speții care... Vreau să vă spun că sunt destul de complicate. Este foarte important, fiindcă au fost câteva cartușe, dar contează, au fost 5 cartușe sau 8 cartușe, fiindcă un martor poate să spună că nu a tras 3 focuri, cineva poate spune că ăla au tras 4 focuri. Dacă nu sunt cartușele, cineva a reușit să le culeagă, are dreptate cel care a cules cartușele. Spune peste că sunt 30 de tuburi de cartușe. Peste 30. Acolo a fost adevărat război. Adevărat război. Au fost ceva mai mult decât o simplă încăierare. În 30 de cartușe cade numai în unul. Straniu. Eu am două întrebări. În primul rând, dacă în momentul în care tu întrebi poliția la ce oră ai venit la fața locului, se poate invoca secretul anchetei? Da. Nu. E o informație care ar putea cumva dăuna anchetei? Nu, nu. Rudele au dreptul să știe o asemenea informație. Dar ora decesului? Ora exact. Decesului ar trebui să o cunoască, desigur ar trebui să o cunoască. Și e și ăsta un secret al anchetei? Nu este un secret. Nina, în acel certificat pe care l-ați primit, trebuie să primiți un certificat, nu? Da, este. Nu scrie la ce oră? Nu, nu mă scrie. Survenit? Nu scrie. Asta poate fi presupusă, bănuiesc. Dar cauza decesului, ce este trecută în certificatul de deces? Că e tras din pușcă și gata. Și numai în coapsă. Și în coapsă.
Și a doua întrebare era... Cum tras din pușcă în coapsă? Da. Deci în certificatul de deces se indică locul unde a fost descoperită rana? Da. Și despre abdomen nu se scrie nimic? Da, pe la gură. Nimic. Decesul a survenit nu unei împușcături în burtă, cum se vorbește, dar urmare unei plăgi a coapsei stângi cu lezarea vaselor sanguine. Așa spune... În mod normal ar fi trebuit să fie indicate și celelalte plăgi, chiar dacă ele nu au fost mortale? Nu. De regulă nu se indică toate plăgile în certificatul de deces, dar cauza. Și cauza până la urmă a survenit hemoragiei acută în urma probabil acestei răni. Această rană a fost cea mai gravă, care până la urmă a și fost cauza morții. Da, cauza morții. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre moartea lui Ion Morari, de 41 de ani, tata a trei copii minori. Bărbatul a plecat la pescuit cu noaptea pe lacul din Rădeni, Călăraș, împreună cu fiul său mai mare de 13 ani și cu alți patru apropiați. A doua zi dimineață, trupul său, neînsuflețit și însângerat, a fost găsit pe malul Iazului. Ulterior s-a aflat că de la fața locului au fost ridicate 3 arme și peste 30 de cartușe. 2 dintre arme aparțineau pescarilor, iar una dintre ele era a paznicilor Iazului. Nimeni dintre cei care s-au aflat pe Iaz în acea noapte nu avea permis de portarmă. De la poliție am aflat că au fost reținute 2 persoane pe acest caz. Despre unul dintre ei am vorbit anterior. Este unul dintre paznicii Iazului. Iar celălalt reținut este finul de cununie a bărbatului decedat. În acea noapte, el a plecat alături de Ion la pescuit. După ce a stat în izolator timp de 72 de ore, el a fost eliberat, iar astăzi a venit în platoul nostru. Haideți să-l întâmpinăm pe Anatolie Moisei. Știm că ai fost reținut acum câteva zile și ai stat în izolator 72 de ore. Da. Să-mi zici ce ți-au zis, care a fost motivul? Motivul ne-a spus că am fost la pescuit și din cauza asta, că avem și armă la mine. Ce anume ți s-a incriminat sau de ce ești bănuit? Când m-a eliberat, mi s-a spus că pe furt și pe amenințare. Ce ai fi furat? Pește, la pește. Așa? Și amenințare? Da. Amenințare cu moartea? Nu, eu n-am amenințat pe nimeni. E așa au scris acolo. Dar ți s-a explicat pe cine ai fi amenințat? Tipa pe paznici și la Iaz. Așa? Da. Știi și ce riști? Mi s-a spus, dacă mă duc și caut care este hazianul Iazului și vorbesc cu dânsii, nu e nimic. Și cu paznici să vorbesc. Și ai vorbit? Nu. Nu vor nimeni să vorbească. Nu vor nimeni să vorbească? Da. Ai încercat și la proprietar? Am încercat să sun pe doamna care cu Iazul. Nu răspunde la telefon. Zic că nu, acasă te bați la poartă, tot nu iese nimeni. Dar paznicii? Dar la paznicii n-am fost. N-ai fost? N-am De fost. Ce? Cred că n-are rost. Mă duc... Îți vinovesc foarte tare pentru și să mă duc sincer să spun. Da, dar atâta timp cât ești tu bănuit de... nu știu cât de grav este articolul, amenințarea, domnule Dron, poate dumneavoastră amenințarea cu omorul nu este o pedeapsă ca și pentru un omor, dacă nu greșesc, e de la 1 până la 3 sau până la 5 ani privațiune de libertate. E ceva. Nu, e nimeni ceva, dintre noi n-ar vrea ceva, să facă mușcării. E ceva în sensul... Bun, eu vorbesc ca și un profesionist, cred că și cu de formare profesionistă, fiindcă mă uit mai ușor la lucrurile astea, ca și un chirurg, să-i spunem. Da, pentru că sunteți mai obișnuiți. Poate fi și o pedeapsă, ne-am spus de ce nu este grea, fiindcă poate fi și o pedeapsă condiționată. Așa. Lucru care nu poate fi în cazul unui omor calificat. Da, dar e grav. E grav, e grav pentru că îți pătează și reputația. Este și o sentință penală, e o chestiune gravă pentru imaginea, pentru... Mulțumesc pentru această explicație. Deci, Anatolie, tu înțelegi că lucrurile nu stau simplu pentru tine. Și atunci poate trebuie să te gândești că totuși ar fi bine. Chiar dacă îi creezi vinoveți pe acești doi paznici sau ce s-o fi întâmplat acolo, dar riscul e al tău. Da. Dar vreau să mă axez pe altă întrebare. Zi-mi, te rog, pe mine mă macină asta. De ce voi ați plecat la pescuit
cu armă de vânătoare. Din cele trei arme găsite, descoperite la fața locului, una îți aparținea ție. Da. De ce ai luat-o la pescuit? Recunosc că este vina. Am luat-o așa. Eu am găsit-o de la părinții mei, de la tata meu. De ce dat și era și... Arma nu era nouă, era vechi, era... De ce ai luat-o la pescuit? De ce trebuia să ai arma cu tine la pescuit? Așa, nu știu, singur nu mi-am dat seama, nu știu. De ce? Poate ați vrut să vânați niște răți, niște... Nu, nu. Iepuri. Și atunci de ce ar fi pentru nevoie? Pentru că v-ați luat nu doar arma, ați avut și gloante, nu? Am avut două, da. Dar era o armă lisă, cu țeava tăiată, sau era o armă integrală? Că asta e un detaliu important. Țeava era tăiată? Ce lungime avea țeava la armă? Cum e armă? Un metru, 1,20 m? Dar n-am măsurat, vă spun cum... Nu era tăiată, pentru că arma era retezată, cu țeava retezată. Nu, nu. Anatolie, dar zi-mi, te rog, tu știai că nașul tău are o armă? Știam că are. Știi că ești singurul din toată familia lui Ion care știa că el are armă? Eu știam că el are... Și asta este un fapt extrem de straniu. Fratele spune că nu știa. Soția, care 24 de ore din 24 se află cu Ion, nu știa. Dar tu, finul său de bote, știai. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt, Anatolie? Că... Ce i-ai povestit Ninei? Ce i-am povestit? Că, când, cum a fost la pește? Povestit cum a fost tot cazul. Și cum a... Și s-a dus el la căruțul, a luat copilul pentru a-l postaci. Așa îl ținea, avea pumnal. Hai și ne-am duce și am luat pește, că aceia dorm. Și scăscați. M-am apropiat de dânsii la picioarele lor, am deschis arma, am pus arma jos și zic că te-ai întors. A pierdut nu doar tatăl, el a pierdut cel mai bun prieten. Băieți, vă rog frumos, dați drumul la copil.